prieten, am fost mai tânăr, luam sapă de cartofi și făceam un efort, mai mă durea mijlocul. Că de ce stau așa, că n-am cam ceva, am spondilită, că nu știu ce. Da, și mi-a dat să fac analize de sânge, de urină, de... așa. Și ovalea, dacă e, o să vină înapoi la ea sau să mă duc în altă parte. Și deci prima treabă e încercat cu asta, cu fizioterapie. Așa, și dacă nu merge cu fizioterapia, atunci vorba de infiltrații. Mi-a mai ies cu mai o analiză, nu știu, care se face de că la centru de sânge din București, care e foarte scumpă, și dacă nu o fac, dar în orice caz mi-a dat niște pastile de luat și parifii și să iau. Nu, ce, păi, mă vezi cât e ceasul. Da. Păi nu, că mai mi-a zis că pot să le fac la... Ruiz, la Regina Maria. Să vorbesc cu ăștia să mai mă treacă, mă treacă o lună să fac și analize. Suntem la Intercontinental. Sună tot și spune că mi-a dat să fac radiografie de la genunchi și la coloană și... Da. Mi-a zis că trebuie ăla de la fizioterapie, îi trebuie tot așa, îi trebuie analizele care mi le-a dat ea și radiografie. Legea bucureșteană nu e conformă pentru România. Punct. Da, păi... La stat a avut revoluție în piața. Da, sigură. Unul cu un matiz l-a pus, fără interziu. Bine, pa. Sună tu, că noi ajungem la 10. A? Bine, că mai facem o oră și... Bine, pa. Hai că n-ai voie să clar sune. Vezi că e prost, că mai oare lovită. Și ce să-i fac? Vrea 89. Bine că nu vrei glonțul din 89. Hai, gata. Thank you.
alt 89.